Ștafeta veteranilor Invictus a ajuns și la Mediaș. În piața Corneliu Coposu a avut loc ceremonialul primirii ștafetei, înmânate simbolic de persoane care au parcurs traseul Târgu Mureș-Mediaș. Acestea au fost întâmpinate de conducerea primăriei, a unității militare 01810, dar și de alți mediașeni. Salut! Sunt mândru și onorat să vă predau ștafeta veteranilor, traseul Garden, Târgu Mureș-Mediaș și să vă urez succes pe viitor cu ziua de mâine. Proiectul ăsta Invictus a început în 2014, un proiect care, sincer, nu prea dădea lumea succes. Și uitați-vă că an de an avem din ce în ce mai mulți oameni sufletiști, oameni cu inimă mare, aș putea zice, care se alătură nouă. La început eram doar militari. Vă și zic, erau aproximativ 23 de militari în toată țara, voluntari Invictus. Anul acesta, doar la alergarea asta, la ștafeta veteranilor, care a început pe 5 septembrie, pe 25 octombrie de ziua armate, s-au adunat în jur de 500 și ceva. Chiar noi, echipa Mureș, aș zice Târgu Mureș, dar mai avem și de pe alte orașe din județ, am fost în jur de 65. Anul trecut, dacă nu mă înșel și sper să țin bine în minte, au fost în jur de 35, deci un pic mai puțin decât jumătate. Ceea ce e un lucru bun și ce mă bucură, avem alături de noi copii care au înțeles scopul acestei ștafete, avem veterani, avem oameni răniți în teatre de operații în Afganistan, în Irak, avem pensionari militari, pensionari din cadrul jandarmeriei, polițiști locali, deci o multitudine de oameni s-au alăturat acestui proiect Invictus. Ștafeta veteranului Invictus încearcă oarecum să refacă drumul luptelor și în același timp scopul principal acesta este să ne aducem aminte de oameni de la general până la soldați care au murit în luptele din cel de-al doilea război mondial, ca noi astăzi să putem vorbi românește, să avem un loc unde să zicem am ajuns acasă. Sunt nații, cum bine vedeți și ce se întâmplă prin lume, care nu au sentimentul ăsta de apartenența lui tărâm natal. Ștafeta voluntarilor este un eveniment național aflat la cea de-a 10-a ediție. Startul a avut loc la București pe 5 octombrie, iar punctul final al celor trei trasee ale ștafetei veteranilor va fi municipiul Carei, ultima bucată de pământ românesc eliberată de sub ocupație străină de către Armata României la 25 octombrie 1944.